Bună dimineața! Bună dimineața, România, și bine te-ai trezit și astăzi alături de noi. Este vineri, vineri, suntem tineri și astăzi chiar cred că sunteți matinali, pentru că nu-i așa, v-ați trezit dis de dimineață, căutați pe net reduceri, sunteți online. Și apropo de online, și noi suntem online pe media.tvriași.ro. De altfel, avem Regional Cafe, ne-am început săptămâna împreună, o închem tot împreună, aici pe TVR3. Dacă nu, ne găsiți și pe pagina noastră de Facebook, Bună dimineața Moldova, suntem live și acolo. Ei, și zic să o salutăm pe ea, Roxana Gorcioaia. A fost ziua ei. Ia să vedem cum arată după o noapte de petrecut. Bună dimineața! Bună dimineața! Roxana Gorcioana, hă? Gorcioana! Uite, am să-ți dau un cadou de Crăciun și... Fii mai bun! Da, și anul următor de ziua ta. Ce faci? Cum ești? Pregătit așa de Black Friday? Bine. Da... N-am niciun plan să-mi cumpăr nimic spectaculos, dar o să vedem. Nu-ți lipsește nimic, da? Le-ai nu, nu, toate. Nu, am de toate. Eu m-am gândit deja, am și țintit un sisal pentru motanul meu, evident. Sunt foarte curioasă să știu ce vă cumpărați voi în această zi. De altfel, nu e o regulă să vă luați ceva, însă știu mulți oameni care în această perioadă și-au alocat un buget special pentru Black Friday. Și apropo de această zi, am găsit un studiu foarte interesant pe net, îl citim împreună. Vă prezint câteva statistici foarte haioase despre căutările pe care le-au făcut clienții pe site-ul unui magazin online. Au căutat accesorii pentru găini. Și mă gândeam că acestea ar fi furculițele, ca altceva ce ar putea fi. Soluție împotriva melcilor sau tester pentru gard electric, popândău, bluză de șmecher. Asta mi s-a părut foarte drăguță. Și saltea înfășat elefant. Ce părere ai, Roxana? O bluză de șmecher, îmi cer scuze, nu m-am putut abține. O bluză de șmecher ar trebui să ne luăm și da, noi. Da, poate găsim și la reducere astăzi. Dragilor, nu la reducere, însă cu mare drag vă oferim și premii în această dimineață. Avem invitații duble la Ateneul din Iași, proiecție de gală aniversare a regia Dan Chișu, astăzi 17 noiembrie de la ora 19 în sala mare a Ateneului Tătăraș, și premiera spectacolului de teatru Scandal în culise, regia Daniel Onoaie, mâine de la ora 19 tot la Ateneul Tătăraș. Și ne sunați, ne spuneți bună dimineața, iar noi vă premiem cu drag. Și e adevărat că ne apropiem treptat de sărbătorile de iarnă. Să știți că de pe 11 decembrie începem împreună lângă Brad, iar primele gazde ale emisiunii vor fi Lucian Lucescu și Roxana Bratec, iar printre invitați se va afla și doamna Didina Sava, care, apropo, mâine are un eveniment despre care trebuie să vă menționez, vernisaj. Să-l și deschid, vernisaj Darurile Mării la Muzeul Unirii din Iași de la ora 13, mâine, expoziție de bijuterii artizanale. De altfel, am avut-o și noi invitat aici în matinal și am văzut ce creații speciale are. Mă uit și la ceas, o ascultăm pe Roxana Gorcioaia, da? La știri. Pe hârtie e frumos, însă în practică dă cu virgulă. De 2 ani de zile în România există serviciul 113, prin care persoanele cu deficiențe de auz sau vorbire pot cere ajutor în caz de urgență. Toată discuția dintre operatorul din dispecerat și cel care are nevoie de ambulanță, poliție sau pompieri ar trebui să se poarte prin SMS-uri. Membrii Asociației Surzilor din Iași susțin că serviciul nu funcționează și au preferat să își gândească propriul sistem de alertare. Ei comunică între ei prin sistemul de telefonie mobilă. Și pacientul sau cel aflat în suferință îi transmite boala de care suferă interpretului în limbaj mimico-gestual, care îmi transmite un mesaj telefonic mie. Iar eu anunț unitatea spitalicească. Deci... Nu este serviciul 113 prin care persoanele cu deficiență de auz sau de vorbire pot cere ajutor din partea autorităților în caz de urgență. Este propriul sistem dezvoltat de către Asociația Teritorială a Surzilor din Iași. Au trebuit să recurgă la astfel de metode pentru că, spun ei, serviciul 113 nu este ceea ce le trebuie lor. Maria Luca are probleme la plămâni de mai mulți ani și se întâmplă deseori să aibă nevoie de ajutorul medicilor. A folosit vreodată serviciul 113? Nu, că a încercat, dar nu se răspunde de acolo. Ce s-a întâmplat când a sunat la 113?
Nu, deci nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic, și atunci a anunțat un vecin să vadă de ce nu funcționează și vecinul a spus că nu funcționează. În urmă cu 2 ani, când a fost lansat serviciul 113, serviciul de telecomunicații speciale anunța că în momentul în care o persoană cu probleme de vorbire sau de auz este într-o situație de criză, va trebui inițial să apeleze 112. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul 112.ro, operatorul din dispecerat va recunoaște numărul aflat deja în baza de date, va prelua apelul, însă nu va iniția un dialog, ci va închide conexiunea, trimițând un SMS prin 113 către numărul care a făcut apelul solicitând informații. Răspunsul ar trebui să-l primească tot prin SMS. Interpreții mimico-gestuali susțin însă că de cele mai multe ori mesajul trimis de către persoanele cu dizabilități este greu de descifrat de către cei care se află în dispecerat. Ei au un altfel de limbaj și în scris nu se poate exprima la fel cum se poate exprima prin semne. Și operatorul nu are cum să înțeleagă exprimarea lor. Că e ceva la genul casă, apă, foc. Nu pot să fac corelația cu adresa. Să le specifice de exact care cazul, care este problema mai exactă. Conform unui comunicat de presă al Serviciului de Telecomunicații Speciale transmis în octombrie 2015, persoanele hipoacuzice trebuiau să se înscrie într-o bază de date tocmai pentru ca numărul de telefon să fie recunoscut în momentul unui apel. În județul Iași, în acest moment, sunt aproximativ 1300 de persoane cu deficiențe de vorbire și auz. Centrul Cultural Clujan a pus ieri bazele unui proiect care își propune să creeze o rețea turistică în care să fie incluse și promovate toate satele transilvanene. Transylvania Meets Europe va contribui la construirea unui brand unic care va promova valorile culturale, istorice și turistice ale localităților implicate. Conferința de deschidere a proiectului Transylvania Meets Europe a fost găzduită de Consiliul Județean Cluj. Ne-am propus să adunăm sate reprezentative din Transylvania, sate comune, dar suntem deschiși și pentru colaborări cu orașe, pe care să le propunem Europei la nivel turistic, într-o ofertă unitară, cu un brand comun, pe care o să-l dezvoltăm în anul care vine. Valorile de patrimoniu care pot fi promovate în mediul rural sunt foarte diverse. Ele țin atât de patrimoniul arhitectural, de patrimoniul mobil de foarte multe ori și mă refer aici atât la patrimoniul etnografic, cât și la foarte multe elemente de patrimoniu istoric și, nu în ultimul rând, de patrimoniul cultural imaterial, capitol la care comunitățile rurale excelează. Mai mulți primari din comunele transilvanene au venit la întâlnire pentru a prezenta valorile localităților din care vin. Edilul comunei Șinca Nouă din județul Brașov spune că, pe lângă atracția priveliștilor din zona montană Făgăraș și obiectivele istorice, oamenii locului sunt cei care pun cu adevărat în valoare satele transilvanene. O mare diversitate de jocuri, de colinzi, de costume populare, de obiceiuri, de tradiții. E un mod de viață social, de întrajutorare. Comunitatea nu se restrânge la o familie. Fiecare și are rolul lui în societate. Consider că merită, ca să facem efortul, să fim tari la ceea ce noi suntem buni. Comuna Cojocna, aflată la câțiva kilometri de Cluj-Napoca, are mai multe atracții turistice care pot ajuta la dezvoltarea comunității locale. Avem una dintre cele mai vechi clădiri din Ardeal, din 1200, Capela Mortuală Romano-Catolică, și avem cea mai veche arhivă din Ardeal, în scriptică, din 1200, scrisă în limba latină, tot la Biserica Romano-Catolică. La întâlnire a fost prezent și Peter Hurley, un irlandez îndrăgostit de frumusețile Maramureșului de peste 20 de ani. De-a lungul anilor, el a organizat mai multe festivaluri care au readus în atenția publicului dansurile, cântecele, obiceiurile și meșteșugurile din zona satelor tradiționale. România are 12.000 de sate. 12.000 de sate. Mulți dintre ei sunt într-o stare mai dificilă, mult mai dificilă. Din experiența mea, nu există o comunitate care nu are ceva valoros. O poveste straveche care poate să fie oricând o sursă de interes și de valorificare. Proiectul inițiat de Centrul Cultural Clujan va fi susținut și de Casa Regală a României și reprezentanții Institutului Național al Patrimoniului. Da, când ai fost ultima dată în Transilvania? Nu mai țin minte. Cred că anul trecut, într-un turneu la Cluj, evident.
Da. Uite, mă uitam pe hartă și a mai crescut așa un grad, mititel, temperatura. Se apropie weekendul. Față de ieri dimineață, dar se apropie weekendul și nu știu cum am putea să facem să-l amânăm ca să nu vină... Să ne stricăm, da. Celebrul Olaf, care ne tot amenință de câteva zile. Nu știu dacă la noi aici, la Iași, chiar o să ningă în weekend, dar meteorologii spun că mai în nordul Moldovei, la Botoșani, și la Neamț acolo va ninge în weekend, așa că dacă nu știu, dacă aveți planuri să plecați undeva în weekend, știți, cu cauciucuri de iarnă, da, și cu haine foarte, foarte groase. 5 grade ziceam că sunt acum la Iași, 5 la Vaslui, 4 la Bârlad, 6 grade la Brăila, 11 la Constanța, 7 la Timișoara, 6 la Oradea, 6 la Cluj-Napoca și undeva aici în mijlocul hărții la Fundata sunt minus 3 grade Celsius. Frig, am domnule. Înțeles, dar... Avem și câteva... avertizări meteo de ceață, dar care expiră rapid, uite, la ora 10, pentru județul Cluj, până la ora 11 pentru județul Sibiu și județul Bihor. Deci scăpăm repede de ele. Însă weekendul se va încălzi aici la Iași, pentru că începe Tech Shift. Ce este Tech Shift? Este prima conferință internațională de inovație și produs din zona Moldovei, care va aduce la Iași nume grele din industria internațională de tech, inclusiv profesioniști de la Google. Uite, e un subiect care pe tine, Roxana, te interesează foarte tare și la care eu nu mă pricep, așa că o să mă ajut cu invitații mei din această dimineață. Bună dimineața! Le spun Iulianei Anton, Liviu Costa și Tudor Gându. Toți trei sunt coorganizatori a evenimentului. Ce este Tech Shift și cui se adresează? Să începem așa, să vorbim pentru cei necunoscători, așa, pe limba mea, cumva. Spuneți-ne, ce e Tech Shift? Bună dimineața! Tech Shift este prima conferință de inovație și de management de produs care se întâmplă la Iași pe 20 noiembrie și, așa cum ați spus, aduce nume foarte grele din industria IT la nivel internațional. Avem două persoane foarte faine de la Google. Vom adresa subiecte de interes din zona managementului de produs, din zona strategiei de produs, designului de servicii, securitatea informației și multe alte subiecte de interes, spunem noi, la nivel. Pentru că lucrați în zona IT-ului, are nevoie Iașul de astfel de întâlniri? Cu siguranță are nevoie. Noi am pornit tocmai această inițiativă la o serie de discuții care le-am avut în comunitate și cumva am simțit nevoia că trebuie să facem un prim pas în direcția dezvoltării unui produs, pentru că în Iași, în momentul de față, să zicem, încă suntem la început în ceea ce privește dezvoltarea de produse de la zero. Sunt foarte puține companii locale care își pun bazele dezvoltării unui produs în Iași și noi ne-am gândit că împreună cu cei din comunitatea locală și împreună cu sprijinul lor să putem să creăm un eveniment care să aducă informații din afară, să aducă trenduri din afară și să le ofere mai departe comunității locale. Mai ales că și anume colaborarea e foarte importantă în astfel de proiecte și în domeniul acesta, domeniul care de altfel e activ la noi în Iași. E unul dintre cele mai active și ne mândrim cu acest lucru. Efectiv vor fi 3 zile, nu? Da, vom avea 2 zile de workshop-uri. Sâmbătă va fi un workshop de jumătate de zi, începând cu ora 9. Duminică va fi un al doilea workshop, începând cu ora 10, un pic mai târziu. Iar luni va fi o zi întreagă de conferințe. Vom începe cu 3 keynote-uri, după care ne vom specializa pe 2 track-uri, partea de product management și partea de inovare în IT. Ok, am înțeles. Cu ce vor pleca ieșenii de la o astfel de conferință? Sperăm să plece cu multe întrebări acasă pentru a avea... Sperăm să plece cu răspunsuri, de fapt, nu întrebările să le adreseze acolo. De obicei, da, există o zonă în care un astfel de eveniment te face mai motivat, te face... Și trezește întrebările care poate lucrează în tine și atunci pe viitor dezvolți. Exact. Și pe parcursul mai multor luni, probabil vei găsi acele răspunsuri, pentru că e o,
o zonă în care trebuie să cauți activ, trebuie să te implici, să vezi ok, ce au făcut ceilalți, să vedem ce se întâmplă în afară și vor veni și aceste răspunsuri. Eu v-aș întreba unde stăm sau la unde ne situăm în acest moment în Iași în ceea ce privește inovarea în IT. Adică știm că avem foarte mulți absolvenți care lucrează în firme de IT, în multinaționale și așa mai departe, dar noi, ca comunitate, unde suntem acolo în materie de inovare, să zicem? Eu cred că încă mai avem de învățat și tocmai acest eveniment vine în sprijinul celor care încă sunt la început, încă nu știu cum anume pot să inoveze și să dezvolte un produs de la zero. Și dat fiind faptul că încă suntem la început, tocmai asta dorim să rezolvăm o nevoie care noi o vedem în momentul de față. Așa că ați împărțit programul evenimentului foarte bine, workshop-uri, adică practic, dar și conferințe, acolo unde vor fi speaker din lumea întreagă, pe care i-ați adunat la un loc pe 20 noiembrie, nu? Dați-ne câteva detalii despre speakerii care vor fi prezenți. Știu că sunt nume importante. Da, l-avem pe... avem un coleg de la Google. Wow! Lucrează de 10 ani în product management la Google și ne va spune despre ce înseamnă inovație la Google în product management. Un subiect foarte amplu și ne va spune exact ce fac ei la Google pentru a duce mai departe produsele lor, să le ducă la următoarele nivele. Va fi foarte interesant de văzut. Deschiderea conferinței va fi făcută de Marius Ursache, care va vorbi despre faptul că un startup nu este o aplicație, ci este un business întreg în spate. Un talk foarte interesant. Da, afacerea nu este o aplicație, ai multe responsabilități. Exact. Și salariații, Doamne ajută, dacă se dezvoltă foarte bine afacerea respectivă. Ce alte subiecte mai abordați? O să mai fie a treia prezentare ținută de Adam Dorfman, care o să vorbească despre viitorul joburilor. Este un talk la fel destul de interesant și care strânește așa destul de multe discuții și controverse în momentul de față, nu numai în România, dar chiar la nivel internațional. Urmat apoi de o serie de, cum zicea și Liviu, de două track-uri care se vor ține în paralel. Pe track-ul de produs, de exemplu, îl mai avem pe James Hirst, care este cofondatorul unui startup din Marea Britanie și care o să vorbească de cum putem să monetizăm o aplicație care într-o primă etapă este free, toată lumea o poate folosi fără să plătească, dar la un moment dat tu ca și business poți să o duci în zona în care poți să monetizezi, chiar dacă... Așa încep de altfel majoritatea, nu? Celor care au, să zicem, da, o idee de aplicație și așa mai departe, o scot prima dată free, nu? În store și apoi spuneți că sunt mulți pași și e foarte greu până ajungi să faci... Da, trebuie să-ți cumpere cineva aplicația, nu? Corect, trebuie validată prima dată și de asta e foarte important să avem cât mai mulți utilizatori, probabil. Și o altă temă care mie mi-a atras atenția, Dan Toma. Trebuie să ne spuneți despre astronauți și startup-uri. Da, Dan o să țină și un workshop în care o să ne învețe care e legătura între lideri și astronauți. O să încerce să dea niște răspunsuri acolo despre cum se stabilesc strategiile, cum se iau deciziile de investiții, cum se pun întrebările la momente potrivite. Pe securitatea informației, Edwin, spre exemplu, ne va spune dacă îi îmbrățișăm sau dacă îi împușcăm pe hackeri. O să aflăm ce trebuie să facem cu ei până la sfârșitul conferinței. Cu asta o să plece, cu multe răspunsuri și cu întrebări, zicem noi, care uneori sunt mai valoroase decât răspunsurile. Cum sunteți cu organizarea? Că mă uit la ceas, mai avem câteva secunde de petrecut împreună. Cum sunteți cu organizarea pe ultima sută de metri? Că vă văd bine, vă văd liniștiți. Sau e doar o aparență? Nu. Sunt lucruri rezolvate, sunt lucruri care sunt în progres și sunt și surprize. Spre exemplu, o surpriză
pe care vrem să o facem așa, pentru că toată lumea de Black Friday e obișnuită să câștige, să obțină ceva extra. Noi ne-am gândit să le dăm ceva participanților de la TechShift și anume o surpriză, zona de networking party, care nu e afișată pe site, nu știu că o au, să poată să pună întrebări tuturor speakerilor într-o atmosferă din asta informală la sfârșitul conferinței și să plece cu răspunsuri. Deci, Roxana, trebuie să mergem. Să vezi cum sunt petrecerile, da? Da, fără să dați un VIP ticket. Petrecere, puteți să puneți întrebări. Da. Vă mulțumim foarte mult, multă baftă. Avea nevoie Iașul de un astfel de eveniment și ne bucurăm că voi ați luat inițiativă în acest sens. De altfel, nu este primul eveniment pe care îl organizați de acest gen la Iași. Iar noi mergem mai departe, ne plimbăm prin țară. La descripție, o Moldavie. Veți călători împreună cu realizatorul emisiune Vasile Arhire în zona Dărmănești, în județul Bacău, pe Valea Uzului. E foarte frumos acolo și, ca să vă convingeți, urmărim chiar acum un fragment din emisiunea Descripție Moldavie. Găsit, prieteni. Astăzi vom călători în zona Dărmănești din județul Bacău, pe Valea Uzului. Ne vom întoarce în timp la sfârșitul secolului al XIX-lea, vom admira frumusețile naturii din această parte a țării și, în final, vom afla care este gradul de ospitalitate cu care ne așteaptă gazdele. De la șoseaua Moinești-Târgu Ocna ne abatem spre Valea Uzului. Ne aflăm într-o depresiune intramontană spectaculoasă între văile Trotușului și Uzului. De aici se deschide și un vechi traseu rutier transcarpatic care duce spre Transilvania. Primul popas îl facem la barajul și lacul Poiana Uzului, construit între anii 1965-1973. Pe Valea Uzului, satul Poiana Uzului era situat chiar unde este lacul de acumulare acum. Când au început să se dezvolte orășelele din zonă, Moinești, Comănești, Târgu Ocna și Onești, s-a pus problema creării unei acumulări care să asigure alimentarea cu apă a populației. Și cel mai potrivit loc s-a considerat a fi locul acesta, care a devenit ulterior barajul Poiana Uzului. Pe atunci era cel mai scurt drum al negustorilor. Deja sunt niște legende, aici pe primul munte de lângă noi este o masă a tâlharilor, unde se adunau tâlharile, spuneau, sau haiducii, care urmăreau caravanele negustorilor. Locul se vede foarte bine. Este un ansamblu de stânci, de aici a luat și denumirea de masa tâlharilor. Construcția are o lungime de 500 de metri și o înălțime de 80 de metri, iar lățimea la bază este de 74 de metri. În corpul colosului de beton se află priza de apă potabilă și cea de apă industrială, iar alături există o microhidrocentrală.
Descripție Moldavie, mâine de la ora 18:30 pe TVR3 și le spun bună dimineața invitațiilor noștri. Bună dimineața! Bună dimineața, Anca! Bună dimineața. Alături de noi se află Sorin Babi, președintele Federației Române de Tir Sportiv, campion olimpic de altfel, și Lucian Lucescu, jurnalist sportiv TVR Iași. Discutăm despre trofeul campionilor. Stai să distribui transmisiunea live a emisiunii noastre matinale. Da, le reamintim celor de acasă, ne pot urmări și pe pagina de Facebook. Bună dimineața, Moldova, suntem live. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă frumos? Astăzi e o zi foarte specială. E o zi foarte specială. De fapt, noi am obișnuit pe telespectatorii noștri să transmitem cea mai importantă competiție de tir a anului organizată în Iași, în această parte a țării. Nu exagerez cu nimic, nu? Nu, toamna... nu este nicio exagerare. TVR Iași este, de altfel, singura televiziune care până acum a transmis competiții de tir în direct. Foarte rar au mai fost tentative așa de a înregistra câteva secvențe, pentru că a transmite o competiție de tir la televizor nu e un lucru ușor. Dacă multe alte discipline sportive, prin spectacolul oferit, acaparează atenția multor persoane, tirul, care este o activitate oarecum statică în comparație cu alte discipline sportive, e mai greu de înțeles și atunci de aici și greutatea de a face o transmisiune TV. Dar am reușit în anii trecuți, iată că trofeul campionilor este la a treia ediție, da. Am reușit și în anii trecuți să transmitem telespectatorilor frumusețea acestui sport. Avem ținte electronice care prezintă într-o grafică, zic eu, foarte convenabilă, întrecerea care se desfășoară pe linia de tragere. Unde are loc? Da, te rog. Fi fost păcat să nu transmitem astfel de competiții, pentru că tirul ne-a dus de-a lungul anilor, începând cu Iosif Sârbu, nu? Foarte multe bucurii prin participarea sportivilor la competiții internaționale de mare anvergură. Dumneavoastră sunteți exemplu viu. Începând cu Jocuri Olimpice, continuând cu campionate, cupe mondiale, campionate europene și așa mai departe. Deci... Avem la această întrecere, care va debuta astăzi cu probele de echipe mixt. Sunt niște probe noi introduse anul acesta de către Federația Internațională, la solicitarea sau la recomandarea Comitetului Internațional Olimpic. De aici și emoțiile noastre ca organizatori, pentru că a desfășura o probă nouă în tir, când ai de-a face cu echipamente electronice, acolo înseamnă că ai nevoie de softuri pentru ca ele să funcționeze, din pricina faptului că nici Federația Internațională încă nu a definitivat formatul acestei probe. Softurile încă nu există, noi o să încercăm să facem o improvizație pe alte reglaje ale țintelor. Sperăm să reușim să nu creăm un moment. Să vă spun un secret. Când m-am văzut dimineață cu Sorin sus la machiaj, spunea, încă am emoții cu softul. Mai trebuie să downloadăm ceva, să facem un upgrade. Deci nu e ușor, mai ales când Federația Internațională schimbă. Și bine că se fac acum schimbările acestea și nu cu un an înainte de Jocurile Olimpice. Nu, era posibil, pentru că e vorba de calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo și din 2018 încep calificările. Primul concurs de calificare va fi Cupa Mondială în Mexic, parcă, da, în luna martie. Deci lucrurile trebuie să fie clare până atunci. Noi, la nivelul federației, am făcut eforturi ca să aducem aceste echipamente noi nouțe. Am venit cu ele la Iași marți seara, am ajuns cu ele. Le-am instalat în sala Clubului Sportiv Omega Technoton. Acolo unde și va avea... Unde va avea loc întrecerea astăzi, da? Este o sală foarte frumoasă și bine făcută. Atât pentru... Este foarte confortabilă și pentru sportivi, dar și pentru spectatori și se pretează foarte bine transmisiilor televizate, după cum am văzut și anul trecut a ieșit un spectacol frumos. Avem un poligon de la standarde înalte în România cu care ne putem mândri? Da, este sala de la Clubul Sportiv Omega Technoton, partea de finală. Da. Este cea pe care o vedem acum, sunt imagini de anul trecut.
Da, cred că nu sunt sigur dacă de anul trecut, dar da. Da, sunt de anul trecut. Da. Eu l-am montat, știi? Da, ok, da. Curioșii se pot convinge, pot veni în sala respectivă și se pot intrarea este gratuită. Competiție. Prima finală va începe astăzi la ora 15, este vorba de echipe mixt pistol, iar de la ora 16 echipe mixt pușcă. Sunt participanți din multe, multe țări. Aș fi vrut să fie din mai multe țări. Am avut chiar promisiunea campioanei olimpice, Ana Korakaki, campioană olimpică la Rio anul trecut. Am avut promisiunea ei că va veni, dar m-a anunțat în urmă cu 3-4 săptămâni că au intervenit modificări dictate de Federația Elenă și nu mai poate veni. Îmi pare foarte rău că am reușit să o aducem aici, că mi-aș fi dorit tare mult să ridicăm așa puțin mai mult nivelul competiției. Eu aș vrea să te întreb, Sorin, cum se desfășoară în final? Dacă e tot nouă această probă. În momentul actual, formatul este compus dintr-un total de 24 de focuri pe care trebuie să le tragă fiecare sportiv. Cum îi spune și titlul acestei probe, este o probă pe echipe. Echipa e formată dintr-un băiat și o fată. Deci este o echipă mixtă. E un fel de mister. Este o echipă mixtă, așa cum îi spune și titlul. Se trag la început 3 minute de focuri de reglaj, după care arbitru prezintă cele 5 echipe calificate în finală. Doar primele 5 în urma calificărilor acced în finală. După ce se face prezentarea, urmează 3 serii de câte 5 focuri. Adică fiecare sportiv trage 5 focuri, dar obligatoriu trebuie să fie alternativ. Prima dată trage locul din stânga, pe urmă locul din dreapta. Vorbim de cele două locuri alocate unei echipe. Dacă băiatul stă în stânga sau în dreapta, este alegerea antrenorului sau a echipei respective. Dar este obligatoriu ca sportivul din stânga să tragă primul și după aceea sportivul din dreapta și tot așa până când fiecare a tras 5 focuri într-un interval de 5 minute și 20 de secunde. Deci se trag 3 serii de acest fel, după care urmează tragerile foc cu foc. La fel, prima dată trage stânga, apoi dreapta, în 50 de secunde. Deci avem o dată 15 focuri și după aia, după încă 2, echipa de pe locul 5, cu rezultatul cel mai slab, va fi eliminată. Deci la focul 17. După aia, la focul 19, se stabilește echipa de pe locul 4. La focul 21, echipa de pe locul 3, rămânând ca ultimele două echipe să mai tragă 3 focuri. După ce au tras cele 3 focuri, fiecare sportiv, 3 focuri, da? Avem clasamentul final cu câștigător și medalie de argint. E complicat, trebuie să merg acolo. Și să... Dacă telespectatorii sau cei care vor fi acolo vor urmări cu atenție, cu siguranță vor fi prinși. Eu tot discutând zilele astea cu Sorin și cu colegii noștri, am fost în prospecție de săptămâna trecută acolo, am văzut despre ce e vorba. Deja m-a prins cumva și cred că îi va prinde și pe ai noștri telespectatori. Bine, e foarte important ca cei care urmăresc orice întrecere sau orice activitate să cunoască regulile, fiindcă atunci, dacă nu le cunosc, nu o să înțeleagă nimic. Mă uit eu, de exemplu, la baseball și nu reușesc de atâția ani să înțeleg care sunt regulile la baseball. Așa că, bă, e foarte important. Am o curiozitate personală, v-am spus. M-am uitat la prea multe filme americane și vă întreb... Sportivii din acest domeniu sunt mai apoi recrutați poate în armată, în trupe speciale? Poate, se întâmplă? Stau în filme, nu știu, joacă? Nu știu în alte țări dacă se întâmplă acest lucru, însă la noi nu. Cel puțin nu vă pot da exemple de sportivi care au făcut după aia o carieră în... sunt sportivi legitimați. Sunt sportivi legitimați la Steaua, Dinamo, care pot la încheierea activității sportive să rămână în sistem, dar nu ca, eu știu, lunetist sau trupe speciale sau mai știu eu ce. Adică de regulă rămân ca antrenori sau, eu știu, în conducerile structurilor respective. Nu e chiar așa spectaculos ca în filmele americane. Cât de lungă e viața unui sportiv în acest domeniu? Din acest punct de vedere, tirul are o particularitate. Este practic un sport fără limită de vârstă. Avem și câteva exemple în acest sens. Cel mai în vârstă câștigător de
medalie olimpică vine de la tir. Este un finlandez, avea 72 de ani când a câștigat un argint olimpic. Pe de altă parte, marile rezultate nu apar la vârste de 16-18 ani, decât foarte, foarte rar. Am văzut campioni olimpici de 20 de ani sau... De regulă, mari rezultate vin undeva în jurul vârstei de 24-25 ani, cam atunci încep. Încă mai am șansă să mă pun pe tir. Nu, am spus că atunci apar rezultatele. Astea vin după vreo 7 ani de pregătire. După foarte mulți ani. Da, vă mulțumim foarte mult de prezență, multă, multă baftă și încă o dată transmisia din această... Ora 16, eu cu Roxana și echipa TV Reaș vom fi cu toții acolo și sperăm să oferim un spectacol apreciat de telespectatorii noștri. De fapt, nu noi, noi îl transmitem. Spectacolul îl oferă sportiv. Da, vom fi și live cu siguranță. Ne puteți urmări și pe TVR Iași și pe TVR3 și zic să luăm pulsul presei. E Roxana aici lângă mine. Bună dimineața încă o dată. Bună dimineața, am apărut în timp ce vorbeați voi. E un spiritus. E un spiritus. Ce spun ziarele în această zi? Ziarele, să știi că au intrat și ele în weekend, se pare. Adică... Toată lumea în această dimineață e pe calculator, mă caută reduceri. Am înțeles. În afară de mine, practic, da, în afară de noi, adică. Noi muncim. Da. Uite, eu nu pot să scap de ideea asta că vine iarna și tot caut și găsesc, din păcate, știri despre iarnă, despre dezăpeziri și așa mai departe. Uite, în ziarul de Iași, dezăpezirea drumurilor din județ e în ceață. Adică, Direcția de Drumuri Județene nu a găsit nici ieri cui să-i atribuie activitățile de degajare a zăpezii și combaterii poleiului. Deci, dacă vine iarna duminică, așa cum au anunțat meteorologii, nu are cine să ne dezăpezească. Păi, domnilor, vine Olaf peste noi. Dacă ninge, ce facem? Mâncăm morcovi. Dar problema asta e doar la noi la Iași, pentru că, uite-le, șefii Vasluiului spun că sunt pregătiți pentru iarnă, ba mai mult, prefectul Eduard Popica a zis, mâine poate să ningă la Vaslui. Deci la alții se poate. Cam ăsta ar fi... Să ningă la Vaslui. Nu, ne dorim să ningă peste tot, nu, dar să ningă frumos, da. și să fie cald. Și să ningă mai ales de Crăciun, nu, de sărbători. Da. Altfel sunt sărbătorile de iarnă când avem și zăpadă afară. Da. Uite, din evenimentul regional al Moldovei, tramvaiele pictate din Iași au cucerit Europa. Adică măcar să exportăm idei, dacă altceva nu. Exportăm autoritățile din Nicosia, uite, Praga, Vilnius, se gândesc să pună și ele în practică această inițiativă a noastră de aici, de la Iași, cu tramvaiele pictate. Da, dacă pe noi călătorii nu prea ne-au cucerit, că așteptăm și o jumătate de oră în stația de tramvai, din experiență proprie, vă spun, măcar pe ceilalți. Da, și uite, tot din evenimentul regional, apropo de invitații și de subiectul pe care l-ai avut dineori la noi aici la Iași, undeva într-o comună care se numește Drăgușeni, scrie evenimentul regional al Moldovei, cămine culturale și săli de sport pentru pensionari. Ele nu sunt pentru pensionari, dar scrie evenimentul, guvernul a ridicat o sală de sport într-un sat ieșean preponderent, în care sunt preponderent pensionari și mai puțin copii. Ce să zic, eu nu cum că avem săli de sport până la urmă și ce, să facă lumea de toate vârstele sport, nu? Da, bineînțeles. Eu, de la mic la mare, nu trebuie să ai o vârstă. Mai ales că în străinătate am văzut persoane în vârstă care merg pe bicicletă toată ziua, așa, de dimineață până seara, la piață, nu cu tramvaiul ca la noi, să facem sport. Numai despre sărbători sunt toate știrile. Uite, la Suceava, controlele polițiștilor la comercianți în prag de sărbători. Asta pentru că știm că acum se umplu toate magazinele și toate tarabele din piețe cu fel de fel de bunătăți pentru sărbători. Și noi ne pregătim de sărbători. Nu uitați, din 11 decembrie împreună lângă Bradie, aici Lucian lângă mine. Lucian, împreună cu Roxana Bratec, vor fi primele gazde ale acestui eveniment. Vrei de la rubrica de Lucian, da. Îmi face semn că vrea ceva de la... Sunt două meciuri importante azi la Iași, cel puțin e volei, penicilina cu Lugoș de la ora 17 la Polivalent, apoi mai târziu un Copou de la 20:45 CSM Politehnica
CSB Poliaș, FCSB de la 20-45. Exact. Asta este. Punctele contează mai mult ca oricând scrie evenimentul zilei. Mai sunt vreo 1000 de bilete, atât. Să știe telespectatorii care vor să... N-avem nevoie de ziare. Avem aici enciclopedie. Haideți, vă rog, eu măcar cât sunt prin zonă, să spuneți și un titlu din sport. Să spunem și un titlu din sport. Da, uite și Penicilina Iași, CSM Lugoș, astăzi de la ora 17, ai zis tu. Nu pot să mă concentrez, îmi cer scuze, eu cu sportul, nu? Imediat după finala la Pușcă, mergem la... Deci avem fotbal astăzi, asta era... Avem tir, avem volei, avem fotbal, la Iași, cel puțin. Pe mine mă interesează luminițele de Crăciun. Când s-aprind la noi în Iași? 1 decembrie, cred că s-au montat deja, dar aveam ieri ziarul de Iași, parcă scria data 1 decembrie, are dreptate, Lucia. Iar noi mergem acum către colegii noștri din Chișinău, ascultăm ce piesă ne-au pregătit matinalii de la TVR Moldova. Răzuliță măi și ea rămân. Să ne mă cu bine, frăzuliță măi, și iară măi, că vreau să mai cânt la lume, frăzuliță măi, și iară măi. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. Mării lumea și frumoasă, frăzuliță măi, și iară măi, dar eu am venit acasă, frăzuliță măi, și iară măi, că pe unde am umblat, doar de casa am portat, doar de cântec și de plai, acum am floream și soare, frăzuliță măi, și iară măi, că mă știu la mine în țară, frăzuliță măi, și iară măi, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. Nina,
Surcanu Furtună în această dimineață ne-a cântat pe scena matinalilor. Spunem bună dimineața și colegilor noștri de la TVR Iași și TVR 3. Bună dimineața, dragi colegi, bine v-am regăsit aici pe TVR Moldova. Vreau să spunem bună dimineața și invitatei noastre speciale, pentru că vă spunem că a devenit deja o tradiție pentru TVR Iași ca aniversările studioului să fie transformate în evenimente transfrontaliere și întâlniri de suflet cu românii din Republica Moldova și regiunea Cernăuți. Caravana de filme documentare, concertele de folclor și întâlnirile cu vedetele de acasă au făcut mii de spectatori și telespectatori să se alăture sărbătorii TVR Iași dincolo de granițele țării. Pe 23 noiembrie, la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici va avea loc un spectacol de amploare cu ansambluri renumite din Chișinău, România și Cernăuți, care confirmă faptul că folclorul nu are granițe. Despre eveniment discutăm astăzi cu directorul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, Svetlana Bivol. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, sunt pentru prima oară și îmi place foarte mult aici ne la voi. Ne bucurăm, înseamnă că o să veniți mai des. Să dea domnul! Este un eveniment frumos care ne așteaptă în data de 23 noiembrie la Filarmonica exact. Națională. Da, și cum ai zis și tu, Ilinca, este un, de fapt, un eveniment care are deja niște tradiții foarte frumoase. De mai mulți ani colaborăm cu această minunată echipă de la TVR Iași. Iată, anul ăsta merg cu sloganul 26 ani, aceiași prieteni. Adică noi, și noi suntem aceiași prieteni pentru TVR Iași și ei pentru noi. 23 noiembrie, Filarmonica va găzdui un eveniment foarte frumos, un spectacol folcloric cu minunați interpreți din România și Moldova. Ești și tu trecut pe afiș, a fost pentru mine un lucru foarte frumos și impresionant, deoarece tu împreună cu Horia Argumene, un domn de excepție care știe ce înseamnă folclor, știe ce înseamnă prezentarea acestor evenimente, organizarea lor, împreună veți face un duet de prezentatori și sunt sigură că va fi foarte fain. Este o onoare și pentru mine să particip în calitate de prezentatoare la acest eveniment frumos, mai ales cu atâtea nume mari da, pe scenă. Da, numele sunt excepționale. Laura Lavric, care, mă rog, n-a mai fost de mult, cel puțin în scena noastră, n-am avut-o de mult ca oaspete. Ansamblul Ciprian Porumbescu e o formație foarte, foarte frumoasă, cu tradiții. Eu, de exemplu, țin minte încă din anii studenției, când suna tare fain, atunci încă când școala noastră era Eugen Coca, încă nu era liceul Ciprian Porumbescu, și mă gândeam ce frumos sună numele unui compozitor, o formație folclorică. Din Suceava sunt. Din Suceava și cu dirijorul său Răzvan Mitoceanu, cu mai mulți soliști de-ai lor. Mă bucură tare mult că în acest program vor participa și plăieșii împreună cu Nicolae Gribincea și soliștii din acest colectiv și nu numai. Maria Eliuț, care este o dulce, care este o podoabă, este o bijuterie a folclorului nostru. Andreea Chiseli, Silvia Zagoreanu, Alexandru Brădățan, Nicu Mâță, originar din Chișinău, dar care a făcut o carieră deja foarte frumoasă în România. Mi-a fost și student, ce mă bucur tare mult pentru acest lucru, și Grigori German, la fel o descoperire pentru mine, un băiat din Bucovina, din zona Cernăuți, care a cântat și cu orchestra folclor, dar are o prezență atât de carismatică, atât de faină, atât de atractivă. Când iese acești băieți, nu vrei să-ți iei ochii de la scenă, vrei să, nu doar să-i asculți, dar și să-i vezi. Să-i privești, da, da. Să-i privești, că sunt foarte buni. Sunt convinsă că va fi un program foarte frumos. Apropo de invitații, deja au început oamenii să vină la casă, invitațiile sunt limitate și aș vrea să știe toți că la casă există aceste invitații. Mai mulți oameni decât invitații nu vom putea admite în sală. Și asta trebuie să menționăm, că nu sunt bilete cu plată, sunt invitații gratuite, dar, adică, grăbiți-vă să le ridicați de la casă, ca să avem un spectacol și cu oameni frumoși, dar și într-o liniște. Atunci când vine o avalanșă de oameni, când este nu full, dar extra full, atunci ne stresăm cu toții, și spectatorii, și artiștii, și organizatorii, cu atât mai mult. Dar să știți că de fiecare dată a fost
ceva feieric. A fost o sărbătoare de suflet și sunt convinsă că va fi și de această dată. Mai ales că este un proiect transfrontalier, îmi place foarte mult. Acest lucru noi am mai participat cu Orchestra Folclor și la Iași și la Chișinău. N-am ajuns la Cernăuți, domnul Horia Gumenă ne-a promis să ajungem odată acolo, cât tare mi-e drag acest oraș. Am fost cândva cu părinții când eram studente. Pe atunci, apropo, Ilinca, atunci era o oraș foarte frumos, foarte fain, dar atunci era o piață de nastă de calitate, piață, vorbesc de haine. Voi acum cumpărați de toate și unde vreți. Atunci pentru mi-am luat o roche pentru balul de absolvire la școala mea. Da? La, deci în școala Coca, da, la Cernăuți. Am mers cu părinții. Este o istorie. Poate mergeți și la Cernăuți. Domnul Horea ne aude acum. Horea, să știi că doamna Bivol vream la Cernăuți și eu la fel îmi doresc. De ce trebuie să ne luăm rămas bun de la colegii noștri de la TVR Iași, dar nu înainte să felicităm încă o dată cu aniversarea celor 26 de ani de TVR Iași. Mulți ani înainte, dragi colegi, și să ne vedem de fiecare dată cu zâmbetul pe buze și cu energie pozitivă. Mulțumim, mulțumim mult că ne sunteți aproape. De fiecare dată ne sunteți aproape. Un proiect transfrontalier Iași-Cernăuți-Chișinău. Dizolvăm granițele. Asta ne dorim, să fim aproape pentru românii de pretutindeni. O nouă zi, același prieten de 26 de ani. Ei, bine, Roxana, trebuie să-i mulțumim domnului Tănase Laurențiu și să-l felicităm. Dumnealui a câștigat invitația la Ateneu pentru premiera spectacolului de pe 18 noiembrie. O să vedeți că o să vă placă. Eu am văzut o montare a acestui spectacol în Brăila și e un text foarte reușit. Ce mai e pe acolo? Gata, ne apropiem de final, mă uit la ceas, să aveți un weekend minunat, ne întâlnim de luni. Nu uitați mâine de expoziția Darurile Mării, expoziție de bijuterie artizanală prezentată de și realizată de Divina Sava, vă spuneam la Împreună lângă Brad, va fi și dumneavoastră invitată de pe 11 decembrie în Colo. Gata, am ajuns la final, Roxana. Gata. Ne luăm rămas bun. Weekend frumos. Toate cele bune.